pripeală. Mando! Fă, Mando, fă! Du-te, fată, ia o bucată de pâine în coa. Hai, adu-mi o bucată de pâine. De ce? Ca să-mi faci și eu paști. Hai, du-te și dă Marine și tu o litră de la tine de vin. Haide! Haide, mă, că fusei și eu la biserică să-mi iau și eu ălii paști. Și mă înghebjiră acolo și mă stoarseră, auzi? Și îmi sparseră și ouul lilimele roșii din buzunar. Păi, da, și mă necăji și plecai de acolo. Păi, și acum vreau și eu să-mi fac paști, na? Să iau și eu paști ca toată lumea, nu? A pus o bucată de pâine în pahar, a turnat după aia vin peste pâine, s-a închinat frumos și a mâncat. E, păi ce, mă, numai popa poate să facă paștile? Ia uite-te! Și Manda era verișoara lui și îl certa. Pe el îl chema pripeală. Bine, mă, nepricopsitule, mă, bine, mă, că nu mai puteai și tu să aștepți deloc, mă. Că ce se întâmpla, mă, dacă așteptai? Că lua lumea, pleca și luai și tu după aia mai pe urmă, na? Că așa e, mă, la biserică, mă, de înviere, mă. Păi, că vine tot satul, e frumos, e foarte frumos, că se dă ocolul bisericii. Și după aia scot masa afară și slujește popa afară. Și zice și el, Hristos a înviat. Păi, de trei ori zice Hristos a înviat. Și după aia bagă masa înăuntru. Și după aia scot farfuriile. Farfuriile cu paștile. Da, pe masă. Și oamenii dau și ei cu ou. Hristos a înviat, adevărat a înviat, iau paști și toți sunt acolo, și copiii, și oamenii bătrâni, și oamenii mari, și tot satul e acolo. Numai ăia care sunt bolnavi nu sunt. Ba și pe ăia, să știi, câteodată îi mai aduc cu carul. Că trei carile încărcate cu oameni, că oamenii neputincioși vor și ei, mă, la paști. Și de copii, și copiii vor să se grijească. Și spoveditul se face toată săptămâna mare. Păi da, și cine nu e spovedit nu poate să primească paștile, să primească mai ales grijanie. Păi, și tu de ce te mai dusești, mă, la biserică, dacă n-a fusești și tu? Măcar așa, puțin tică răbdare, a? Păi nu, de ce să mă înșghebească pe mine ei pe mine? A? S-auzea în urma lui. El s-a pus pe beut. Da, acolo jos, la cârcimă. S-a pus... l-a băut și s-a dus acasă grijit, auzi? Și altă dată, după ce a venit de la biserică, mumăsa, până să facă de mămăligă de prânz, na? El a luat 20 de ouă roșii, le-a curățat pe corlată și le-a mâncat. Da, adică le-a ciocnit așa cu corlata. Ce făcuși, mă, le îmbucași toate, mă, nepricopsitule, mă, la masă ce mai mănânci, mă, mâncași toate ouăle? Și el se lăuda, a mâncat 20 de ouă în ziua de Paști. Pe corlată, cât făcea mama mămăliga, eu le-am mâncat pe toate, pe toate, pe câte le-a făcut. Și dacă o întreba cineva pe mumă sa, aia răspundea, ce să mai fină, așa a făcut fa, așa a făcut. Și atunci se ținea postul, adică 6 săptămâni se ținea postul. Păi, dar, ce să mai, ăsta era pripeală. La Lilieci, Marin Sorescu.